Să începem cu o scurtă descriere a vasului MS Diana și a croazierii. Toată lumea știe ce este o croazieră, un pachet de servicii turistice complet, este și transport, este și cazare, este și servicii de restaurant. Ce este specific vasului MS Diana în comparație cu alte vase de croazieră? Da, MS Diana, navă de croazieră de o capacitate medie, nici mare, nici mică, 77 de locuri, cu facilități de cazare pentru familie de 4 membri, familie de 3 membri, camere duble matrimoniale, camere tui. Diferență sau ce ne reprezintă sau ne evidențiază în mod special pe noi în segmentul de croaziere, aș menționa faptul că în premieră se face în România acest proiect, program, cu îmbarcare din port românesc, din Orșova, pentru români, cu destinația Serbia și Croația, cu destinația cu opriri în portul Veliko Gradiște, Serbia, Belgrad, Novi Sad, capital cultural europeană 2022 în Serbia, în Europa, dar tot în Serbia este, apoi ajungând până la Vukovar, Croația. În plus, o altă caracteristică a croazierului cu MS Diana, am lansat un pachet care cuprinde nu numai asigurarea pensiunii complete, să-i spunem în termenii de la uscat, dar și a programului. Tot ce este în program, de la vizitarea obiectivelor turistice, istorice, culturale, spectacole la bord și alte surprize, toate sunt incluse în pachet. Toate îi oferă clientului o vacanță destul de amplă, diversificată, într-un timp scurt. Pentru că sunt pachete de 4 nopți, de 6 nopți, de 7 nopți, astfel încât el în 5, 7, 8 zile, la final, când trage linie, rămâne uimit, cum de fapt și în fiecare zi, își dă seama de câte lucruri a putut să facă. Deci, odată când navigăm în fiecare oră, în fiecare minut, frumusețile pe care le găsim pe Dunăre, plecând de la Orșova, de la statuia lui Decebal, de la cazanele mici și mari, tabula lui Traian, cetatea Golubaț la ei, la sârbi, cetatea Golubaț la noi, care chiar acum este în lucrări de renovare, Lempinskivir la ei, la sârbi, apoi continuând cu lacul de argint în zona Veliko Gradiște și apropiindu-ne de Belgrad, cu cetatea Belgradului, cu zona istorică, cu centrul istoric din Belgrad, zona de faleză, unde râul Sava la vărsarea în Dunăre oferă o minunăție, un spectacol. Noi cu nava Zăzut venim pe Dunăre, după care intrăm pe râul Sava și acostăm la poalele cetății. Este minunat, e ca și cum ai ajunge într-un oraș la noi și acostezi în centrul orașului cu nava. De aici pleacă mobilitatea foarte ușoară și de a putea vizita foarte ușor multe obiective. În același timp, apa, cum am spus-o și cu alte ocazii, apa unește. Oamenii, dacă observați, când se urcă la bord, se salută, se cunosc, vor petrece o vacanță, un sejur împreună. După fiecare zi petrecută împreună, se formează, de fapt, o altă relație, o relație mult mai apropiată, astfel încât ei, când ajung la ziua debarcării, să plece cu lacrimi în ochi când dorința de a reveni și a se regăsi cu acei oameni care cu siguranță au schimbat contacte și au rămas de parcă s-au cunoscut de o viață. Cam asta face o croazieră pe fluviu cu nava de croazieră MS Diana. Sunteți primul și deocamdată singurul investitor în turism care operează o astfel de croazieră pe Dunăre. Cum au răspuns românii la această ofertă? Pentru că în trecut dumneavoastră ați avut și în Delta asemenea propuneri, pachete turistice pentru turiștii români. Da, proiectul nostru de croaziere pe Dunăre și Delta Dunării l-am început anul trecut. Anul trecut am fost dedicați pe zona Deltei, pe brațul Sulina, brațul Sfântul Gheorghe și brațul Chilia, unde și acolo am avut program organizat foarte frumos pe zona cu țara vecină cu Ucraina, cu Izmailu, cu Odessa, cu Cetatea Albă, lucruri minunate, de la degustări de prânzeturi, degustări de vinuri, cetatea Ștefan cel Mare,
Și, bineînțeles, orașele Izmair și Odessa, perle, la Dunăre, respectiv la mare. Acum, în etapa a doua, am pornit acest proiect pe zona Orșova, Serbia, Croația, exact pe aceeași cerere care am observat-o anul trecut, dorința românilor de a cunoaște vecinătatea, mai ales că sunt țări apropiate, sunt apropiate ca mod de cultură, de gândire, de religie, chiar și pe partea de alimentație, de gastronomie, avem multe asemănări între noi. Și atunci, dacă românii și-au dorit să facă un pas spre vest, le-am oferit această alternativă. Și surpriza plăcută a fost când am ajuns la Veligogrădiște, autoritățile de acolo au spus: cum facem să luați și turiștii din Belgrad și Veligogrădiște la noi? Asta a fost pentru mine o bucurie. Arată că aceeași dorință există și de acolo, să ne cunoaște. Exact ce spuneam, apa unește. Da. Ați anticipat cumva următoarea întrebare pe care v-am să o pun. Dacă v-ați gândit și la chestia asta, să aduceți și turiști, să prezentați oferta dumneavoastră turistică și sârbilor și croaților, într-o primă fază. După experiența anului trecut, 2021, când am adus și turiștii ucraineni la noi, le ofeream prima și ultima zi pe navă, iar zilele dintre le făceam circuit ghidat pe zona Valea Prahovei, Sinaia, Castelul Peleș, Branu, Castelul Bran, Brașovul cu Biserica Neagră, și la întoarcere spre Tulcea făceam Bucureștiul cu Casa Poporului și, bineînțeles, orașul Tulcea cu acvariumul și toată zona istorică de acolo. Mm-hmm. Și un centru de echitație, le-am creat și momente de aventură și de distracție lângă. Mm-hmm. Cum și aici, la Belgrad, pentru copii și în celelalte orășele, am căutat să creăm momente plăcute să-și petreacă timpul. Cât de greu a fost să organizați această croazieră? Imaginez că n-a fost simplu. Mă interesează în special relația pe care ați avut-o cu autoritățile. Comparativ, România, Serbia, Croația, dacă puteți să ne spuneți. Odată pornit pe acest drum cu experiența pe care am acumulat-o atât în planul de business din ultimii 30 de ani, cât și pregătirea pe care o am în domeniul de marină și logistică, m-au ajutat atât cu autoritățile din România, cât și cu autoritățile din Serbia, ca în câteva luni să pot pune la punct cu echipa mea programul de croaziere pe Serbia-Croația. Bineînțeles, după experiența anului trecut cu programul de croaziere Delta și Ucraina, astfel încât în această croazieră inaugurală să putem să le arătăm românilor că sunt așteptați într-o vacanță superbă pe nava de croazieră Diana. Ați menționat faptul că intenționați să prezentați această ofertă și vecinilor noștri. Cât de pregătiți credeți dumneavoastră că suntem ca infrastructură portoară și turistică pentru a aduce, practic, acesta este un incoming? Da. Acest sector al incoming-ului. Pentru că știu că există vase de croazieră care coboară pe Dunăre și, din păcate, nu opresc decât la Orșova cu destinație Delta și pe malul bulgăresc. Din păcate, la noi încă nu s-au dezvoltat. Da, prea mult. Așa este. Nu întâmplător am ales portul Orșova. De aici lucrăm și am pregătit un itinerariu și pentru turiștii sârbi-croați, de unde îi vom prelua din Orșova și îi vom duce pe zona Herculane, apoi zona Deva, Valea Prahovei, unde beneficiem și de autostradă, pe o porțiune foarte importantă. Iar obiectivele sau zonele în care locuim, o să stea noaptea, sunt chiar de atracție și bine pregătite. Este adevărat, mai avem multe de făcut, dar caut să valorific ceea ce avem, pentru că dacă ar fi ușor, atunci am găsit la tot pasul asemenea pachete sau variante. Poate este o provocare să găsești soluții atunci când ele nu sunt la îndemâna oricui. Și asta poate ne și personalizează și ne identifică în echipa MS Diana, că facem pachete turistice chiar speciale, deosebite. Atât pentru români
spre Serbia, Croația, cât și ceea ce pregătim pentru sârbi și croați la noi. Ce ar urma pentru MS Diana? Vă gândiți cumva în viitorul, dacă nu pe termen îndepărtat, măcar pe termen mediu, urcați în amonte spre Budapestea, spre Bratislava, spre Viena? Pachetele de croazieră prin care poți ajungi la Budapesta, să ajungi la Viena, Passau, sunt atractive. Aștept cu mare răbdare și etapa 3 din proiectul nostru. Doar că trebuie să o luăm pas cu pas, să obișnuim oamenii cu croaziere, să înțeleagă că poate fi vacanța ideală, perfectă, și atunci, dacă croazierele de afară pe care le vedeți și a spus dumneavoastră de vapoarele care vin din Europa spre România și nu prea opresc la noi, că au considerat că nu suntem pregătiți și doar merg la Delta Dunării și fac acolo vizite de câteva ore, sunt pachete de 14 zile. Odată, timpul, cei din vest au acest concept de concediu de 10-14 zile pe o croazieră. Piața este pregătită pentru acest gen de ofertă. Asta odată. Doi, normal că odată cu timpul apare și problema prețului. Cresc zilele, crește și suma totală. La fel și la noi, evoluția veniturilor este apropiată de cea din vest. De aceea cred că și românii vor crește în interes pe varianta de croaziere. Chiar dacă acum am început cu 5, 7, 8 zile, cred că la anul putem să trecem și pe la varianta cu 10 zile. De exemplu, anul ăsta pregătisem o variantă, dacă lucrurile erau în pace și liniște pe Ucraina, unde aveam croazieră chiar de 10 zile, combixat de varianta ce se poate face pe navă și pe uscat. Pentru că am văzut cererea și interesul turiștilor în parcursul anului trecut. Cred cu siguranță că și aici vom ajunge în etapa de a urca mai sus, de a merge spre Budapesta, Viena. Ok. Mulțumesc foarte mult. Eu succes și vând de pupa, cum se spune. Și onorat să vă am la bord, așa echipă faină și plăcută și deosebită. Vă mulțumesc. Mulțumesc frumos.